sufletele legate, vor trece peste toate și prin oceane sărate. Ambele inimi vor bate, sufletele legate, de iubire purtate, știi că nu pot fi secate. Doi nemuritori. Și când vântul aduce frigul, inimile noastre sunt perfect apropiate. Inimile noastre împreună fac toate. Când una cade pradă curilor și se ritește. Bună dimineața! Și toată bună... piesa, că nu ne grăbim, Doamne, dar ce începem noi săptămâna grăbiți? Ferească Dumnezeu! Dar de ce ați oprit muzica? Avem bună dimineața! Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, dragul meu, Mihalis! Tocmai astăzi că nu ne grăbim. Dar tocmai astăzi că nu ne grăbim. Când începem săptămâna roz. Da, începem săptămâna roz, săptămâna altfel, adică roz. Ești foarte frumoasă, draga mea, în această dimineață. Fucsia. Vreau să facem și o piruetă așa pentru... Zonia România. Puteți să intrați și dumneavoastră dacă vreți să fiți loz, lolo și așa mai departe. Să aveți un vibe bun. Băi, ce, eu v-am arătat-o odată. Alo, nu vorbesc de două ori pentru cine este surd, da? Așa. Deci cum? Deci a căzut în becii. Așa da. Aveam. Da, ia uite ce frumos se vede rochița ta la televizor. Bună dimineața, România! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În această dimineață și în această săptămână sărbătorim mărul. Astăzi este ziua mărului și se spune ce, draga mea? Un măr pe zi de vei mânca, doctorul nu-l vei vizita. Cât de frumos, draga mea Lavinia, doamnelor și domnilor. Merele sunt sănătoase. Merele sunt sănătoase, așa că mâncați câte un măr în fiecare zi, indiferent de oră. Se spune că mărul este bun și dimineața și la prânz, dar și seara, draga mea Lavinia, și că te mărul ne face foarte bine. Mănânci mere? Da, mănânc mere și îmi plac merele acrișoare, dulce acrișoare. Acelea green, acelea verzi, merele da, verzi. Da, da. Acelea sunt foarte bune și pentru cei care au glicemia ridicată, care au un pic de diabet, este foarte bine să consume merele verzi, acelea care sunt mai acrișoare, așa, și care nu au dulceață. Doamnelor și domnilor, nu vrem să vă ținem foarte mult, pentru că avem astăzi foarte mulți invitați, dar avem și rubrica noastră preferată, Țoale de Parale, cu creatorul de stil și designerul vestimentar, Ana Gherase. Hai să vedem genericul și ne apucăm de treabă. Țoale de Parale, doamnelor și domnilor, alături de Ana Gherase, prietena noastră, designer vestimentar și creator de stil. Bună dimineața, Bună Ana! Bună dimineața! Bună dimineața! Viața e roz și roz este lumea toată. Da, 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 cânta Jojo pe vremuri, da. Viața e roz, oho, salutăm pe Jojo și chiar ne e dor de această melodie, poate într-o dimineață, da. De ce nu? Uite, astăzi se potrivea foarte tare, dar nu mi-a trecut prin cap această piesă, că viața, într-adevăr, e roz. Ia să vedem dacă și viața vedetelor noastre este la fel de roz, cu note la fel de roz în această dimineață la rubrica Țoale de Parale. Și de-abia așteptăm să comentăm ce vom vedea în plasmă. Comentăm dacă avem și fotografii, ne uităm și noi și prietena noastră. Adina Roșca este roșie în această dimineață. Roșie și în această... ca focul. Să-i surâdă norocul. A slăbit foarte mult, Adina. Da, arată foarte bine. Costumul îmi place foarte mult. Atunci când combinăm roșu cu negru, se spune că trebuie să știm exact cât să dozăm roșu, cât să dozăm negru. E bine că are doar geanta neagră, ce nu-mi place și nu mi-a plăcut niciodată să văd doamne și domnișoare cu costume foarte elegante care își pun genul acesta de maieu, de bumbac, streci.
Nu-mi place deloc. Poate dacă opta pentru altceva pe dedesubt, poate un maieu dacă era din mătase, ar fi arătat mult mai elegant. Așa, genul acesta de streci pe maieu, când ne dorim o ținută elegantă, nu funcționează. Deci, aviz celor care vor să poarte un costum, puneți-vă un maieu corect de mătase pe dedesubt. Maieu de mătase, dar mergea și o cămașă? Sau? Asta eu zic în situația în care nu-ți dorești să spui cămașă. Dacă vrei să o duci chiar într-o ținută de office și business clasic, poți, bineînțeles, să optezi pentru cămașă. Ce notă îi dăm Adinei Roșca în această dimineață? O să-i dăm un 7. O notă 7. Ne pare rău, Adina. Eu de ce? E o notă foarte bună. Viitoare... Da. Se va strădui un pic mai mult. O să-și pună un top de mătase. Trecem tot la roșu. Da, avem acum special? Da. Avem, ca să fie în top. Ca să fie în top. Avem tot două ținute similare. Aoleu, și ochii mei fix acum la maieuțul ei s-au dus. Păi da, dar este din mătase. E din mătase. Dar cum vezi tu materialul acolo? Că nu... Păi, Claudia Ghițulescu. Claudia, da. Păi știi cum îți dai seama că este din mătase? Te uiți la terminația decolteului. Da. În general, maieurile care sunt din mătase au acest șantili pe decolteu. Și uite, vezi ce bine că a fost poza una după cealaltă, că ne putem da seama de diferență. Deci, vedeți, fetelor, un maieu clasic de mătase nu vă lasă niciodată la greu. Îmi place că și-a pus pantofii roșii și a mers așa unitar pe... Nu avem geantă, probabil pentru că este la o ședință foto. Ne place de Claudia, o să-i dăm 9. Claudia. Bravo, Claudia Ghițulescu. Mergem mai departe la următorii. Următoarea noastră candidată este Iuliana Marciuc de această dată, probabil la o nuntă. Nu știm dacă a fost și MC sau nu, dar cu siguranță invitată a fost. Mă uitam la pantofiori. A ieșit acolo un pantofior de sub rochiță. Nu și... pot să-mi dau seama. E un bocăncel așa? Pare că nu mai este nimeni în spate, deci poate era foarte dimineață. Ba da, se văd oameni la mese, îi vedem. Da, mai sunt păi câțiva. Nu e piciorul nimănui, al ei, a vrut să zică Ana, nu? Nu, mă gândeam că poate este sfârșitul evenimentului și atunci... N-ai voie, am zis că n-ai voie, dar uite, nu găsiți voi tot timpul scuze? Nu. Așa, Mihalism. Ia povestește-ne despre Iuliana Marciuc. Nu pot să spun despre mireasă, în primul rând, așa scurt, că îmi place foarte mult rochia, decolteul acesta rotund cu colți, este, și eu am făcut o obsesie pentru el, este foarte în tendință în 2025, fetelor, ăsta este trendul noului an și talia coborâtă la rochile de mireasă, deci o să-i dăm 9 rochii de mireasă. Iar pe Iuliana, da, uite, vezi, nu știu ce are în picioare, probabil că a crezut că nu se vede de rochie cu ce este încălțată. Rochia este dintr-un material prețios, îmi place, este o mătase și arată foarte bine. Ce aș putea să zic, că întâmplarea face că am și o rochie de mireasă aproape identică, deci îmi place modelul, îmi place cum mi se așează pe bust, nu îmi place cu ce este încălțată, dar într-adevăr este în tenis. Albi, probabil. Nu-mi dau seama dacă îi cade materialul. Alb cu bleu. Deci, practic, și-a asortat cu rochia, o taxăm că nu are voie să facă așa ceva. Degeaba o notă pentru Iuliana Marciuc. Aoleu, ce să-i dăm? O să-i dăm 7. Îi dăm un 7 Iulianei Marciuc pentru această ținută la nunta prietenilor. Mergem mai departe la următoarea sau următorul nostru candidat. Imediat îi vedem și noi pe Maria și Mihai Nemeș. Undeva în curte la ei acasă. La o cafeluță. La o cafeluță. Dis de dimineață. Ce aș putea eu să spun? De unde să încep? La ea, de unde să încep și unde să termin? De unde să încep? Nu-mi dau seama ce a vrut să facă cu această... Mă îndoiesc că este doar o cafea în curte. Ba da, invita oamenii să bea cafeaua cu ei în curte. Pentru că eu am văzut postarea întâmplător. Nu-mi place sacoul, este total nepotrivit pentru această ținută. Aș fi putut să o ajute dacă era un sacou oversize și era măcar cât lungimea fustei. Așa pare că n-are un firesc. Vedeți, vă uitați la poză, pare că n-are un firesc ținuta ei. Sacoul este mult prea scurt, tricoul este mult prea sport pentru fustă și pentru cizme. Are și o... Cizmele nu-mi plac absolut deloc. Siglă frumoasă acolo în piept. O siglă, da, o fie, da. Nu, este mult prea sport tricoul pentru sacou. Nu, n-are niciun fire ținută. Ei o să o taxăm, o să-i dăm un 6. Și dacă tot vrea să-și bea elegant cafeaua, să se documenteze un pic, să fie puțin mai atentă. Despre cizmele astea ce părere ai? Mie nu-mi plac. Mie mi se par
2000 toamna, așa, pe vreme, mi se par foarte, foarte învechite. Pase. Foarte învechite, da. Dar poate că dacă ar fi avut un sacou oversize și un t-shirt negru, nu treceam cu vederea. Și Mihai, soțul? Soțul, eu nu sunt o mare fan a blugilor rupți la bărbați, nu-mi plac deloc, dar totuși are un firesc în ținut. Are blugi rupți, dar are o geacă de piele, tenisii sunt corecți. A cam luat-o în dimineața asta, așa că am băut mai cu stil cafeaua soțul decât. Și soțul ce notă ia, Mihai? Soțul, eu să-i dăm un 8. Îi dăm un 8 lui Mihai și un 6 Mariei, soții Neme, și mergem la următoarea noastră fotografie. Marius Dochița. Marius arată foarte bine în această poză în mașină. Nu a și slăbit foarte mult. Da. E într-o formă de zile mare, am putea spune, Marius. Înseamnă că dacă a slăbit, îi place să pozeze. Pare că... Știi pare cum? Că e mult. Oamenii când slăbesc, da. Pentru oamenii că eu trec slăbesc, prin perioada asta, prind încredere prind în încredere. Ei. Da. Ei, și asta vreau să zic. El se vede cu câtă încredere a pozat în această fotografie și el știe că arată bine, că altfel nu s-ar uita atât de... Vezi, cu are atitudine de asta, se uită încrezător. Camera, exact. Deci, Marius, foarte bine, arăți foarte bine, o să-ți dăm un nou în dimineața asta. Ce nu-ți place corect. Pentru 10? Ce nu-mi place pentru 10? Că s-a pozat în mașină și eu detest astfel de poze în mașini. Mă rog, nu-ți dai seama ce mașină dar e. Dar nu contează, putea să fie și... avion. Nu zicem, da, și avion. Nu-i dăm 10 pentru că este o ținută la care nu s-a chinuit foarte tare, dar este o ținută corectă și ne place atitudinea. Dar îți place atitudinea, da. Exact. Nota 9 lui Marius Dochița în această dimineață, și în dimineața roz și săptămâna roz o declarăm. Mergem mai departe, ia să vedem următoarea fotografie. Marius Petrică Zgâianu. Undeva la plimbare, bănuiesc că e undeva Marius în Franța, după asta, cum da. Văd o fi Versailles, nu știu, nu-mi dau seama. Ce putem noi să-i spunem lui Marius? Îl punctăm mai cu plus pe Marius dinaintea lui, pentru că avea o altă atitudine și arăta un pic diferit. El are o ținută de ieșit la plimbare, orice bărbat se poate îmbrăca așa, nu-i dăm nici felicitări, nu-i dăm nici bau. Arată ca un băiat simplu care se pierde în mulțime. Nu este nimic... Nu este nimic extravagant nu pentru... Este nimic, nu este cu nimic în evidență, hai să-i spunem așa. Așa, îi dăm o notă pentru că nu este... Îi dăm și lui un 8. Îi dăm și lui un 8, mergem mai departe. Așa, Mirela Vaida. Wow! Mirela Vaida a primit și un premiu acolo, nu știm ce premiu, dar probabil a primit un premiu. Eu cred că o să-i dau și eu un premiu, că mi-a furat privirea în dimineața asta. Te-a trezit la realitate. M-a trezit așa te-a spulberat rozul. Da. Mi-a dat ochii. Nu mai ai niciun roz. Și decorul este ceva frumos ca la televizor. Ce să zic, arată bine, mi-aduce așa, zici că e Maleficent. Mi-e place foarte mult modelul ăsta de tapet. Maleficent. Dacă se mai găsește tapetul pe undeva, să-mi spune să-mi iau și un metru. Da. Pe care vrei ai un metru 80 ca să mă pot poza de sus până jos. Aș putea să puncteze efortul depus pentru această rochie. Este extravagantă, cred că asta și-a și dorit, se vede că este făcută pe comandă. Nu te duci oricum ca prezentator TV și artist, nu te poți duce la un eveniment unde primești un premiu dacă nu ești un pic extravagant. Da, să știi că uite, o să-i dau 10 pentru efort. Da. Arată foarte bine, este foarte silueta ei arată impecabil. Rochia este foarte muncită. Crezi că e strânsă cu ceva sau? Cred că nu prea poate să meargă în rochie, cred că doar mai mult stă la poză. Tu te referi dacă este încorsetată? Da, nu știu cum se spune, da. Eu sunt mai așa, este așa foarte pare. Încorsetată. Este. Pare că este. Tocmai de asta apreciem efortul în dimineața aceasta. Nu este simplu să porți o astfel de rochie, așa că îi dăm un 10 Mirelei dimineața. Da, îi dăm, avem deja 10. O ținută de 10 Mirela Vaida, mergem mai departe pentru tu florile să știi din că spate. Dându-i 10 Mirelei Vaida, le încurajez pe doamne să meargă așa la evenimente. Păi nu, dar dacă ești vreau Mirela Vaida și primești sigură. Un premiu. Măi da, de ce nu? Mie mi-a plăcut, adică poți să zici că este prea mult, dar știi cum mai bine să fii prea mult, să te observe lumea decât să treci neobservată. Corect. Bun. Corect, e o bravo părere, 10. Poate fi o și mie mi se pare mai bine, mai mult. Merge, și treci observat decât nimic și ești invizibil.
Da. Corect. Mergem bravo, mai 10. Departe la Stelu Pandelescu și vedem dacă are o ținută corespunzătoare pentru un domn, un artist, care poate cine știe, vrea să cumpere un coș cu flori, să meargă acasă la soție, să-și ceară scuze că a venit târziu azi noaptea acasă. De la serviciu. De pentru la... că noi când mergem noaptea să cântăm, mergem la serviciu. Sigur că da. Costumul este un costum clasic negru, croiala este foarte bună și a pus și un pic de roșu să nu-l deoache doamnele și domnișoarele. Se asortează și cu covorul. Cred că ar fi putut să-și pună și o cravată ca să fie un pic mai elegant, dar nu avem ce să-i spunem. Arată foarte bine. Lungimea pantalonului este corectă, croiul arată foarte bine. O să-i dăm un 9, să nu-l deochem. O să-i dăm un 9 lui Stelu Pandelescu. Doamnelor și domnilor, în această dimineață ne-am delectat cu Ana Gherase, creator de stil și designer vestimentar. Și Ana, vreau să te rog să inviți pe telespectatori să te caute și pe tine, să vină, pentru că, nu-i așa, deja miresele de anul viitor și de peste 2 ani au început deja pregătirile. Sigur că da, deja am început să primim telefoane chiar și din 2026, atât de precoce sunt fetele când vine vorba de alegerea rochiei și le așteptăm pe toate să vină la noi din timp, da, pentru că se anunță un sezon foarte aglomerat și veniți, doamnelor, domnișoarelor, vă așteptăm cu mare drag la noi la atelier, ne găsiți pe Facebook, pe Instagram și pe Google, bineînțeles. Doamnelor, domnilor, îi mulțumim Anei Gherase, vă rugăm să o contactați pentru evenimentele voastre extraordinare. Noi intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și revenim cu prieteni foarte dragi. Doamna Maria Cornea deja este la sediul Etno, pregătită să intre în platoul nostru cu povești, dar și cu surprize și cu melodii extraordinare. Rămâneți alături de noi, să înceapă săptămâna roz!
Ingrid și Maria Cornea la Matinal și Populari cu o melodie extraordinar de frumoasă. Bună dimineața, bine ați venit, luați un loc pe canapeluțele noastre. Bună dimineața, ne bucurăm tare mult de prezența dumneavoastră, ne face o deosebită plăcere să ne vedem, să vă ascultăm. Bună dimineața, ne bucurăm că am ajuns din nou în frumoasa dumneavoastră emisiune la Etno TV, la Matinal și Populari. Vă salutăm, vă spunem bună dimineața și noi, salutăm și publicul care este în fața televizoarelor și ne privesc, pentru că avem surprize, am venit cu surprize de data aceasta. Nu? Știu că ne-ați pregătit surprize și de această dată ați venit și cu alți prieteni, probabil colegi din câte am înțeles, și vreau să ne-i prezentați așa ca la carte. Sigur. Înainte de a ne prezenta colegii, vrem să-i spunem bună dimineața lui Ingrid. Te-am observat așa că ai crescut, ai devenit o adevărată domnișoară, ai o altă atitudine de artist pe scenă și vrem să-ți auzim și ție glasul. Bună dimineața! Bună dimineața, Ingrid! Am mai crescut un pic de când... De când ai fost ultima oară aici la noi, așa, și mă uit la bunica cât de mândră este și cu câtă mândrie se uită către tine. Și până la urmă, aceste melodii nu sunt întâmplătoare. Nu, sigur că nu. Între noi este o legătură foarte puternică, între mine și Ingrid. Suntem deja de 4 ani pe scenă împreună. Și vă dați seama că am trecut prin multe emoții, împreună am multe bucurii, am adunat în suflet și amintiri frumoase. De-abia așteptăm să și vorbim despre ele, nu așa oricum, doamnelor și domnilor, au venit aceste fete minunate doar să vă cânte. O să aflăm și povești foarte frumoase de viață. Dar îi spunem bună dimineața și Ștefaniei Stolnicu. Bună dimineața! Bună dimineața, Ștefania! Bună dimineața și bine v-am găsit! Doamne, ce copil frumos. Câți ani ai, Ștefania? 23. Mulți înainte. Și vreau să știu... 23 și 2 ochi superbi. Și 2 ochi superbi. Și de-abia așteptăm să te auzim și noi și telespectatorii cântând. Și vreau să știu de unde prietenia asta între voi. S-a legat prietenia aceasta între noi de când doamna Cornea și nepoțica ei au venit la Canto, la Școala Populară de Arte din Piatra Neamț, iar acolo ne-am întâlnit și am mers pe la filmări. S-a legat între noi o prietenie foarte frumoasă. Ce frumos! Și mai avem, draga mea, Lavinia și un flăcău, Gabriel Justin Moga. Bună dimineața! Bună dimineața, Gabriel! Bună dimineața. Și tu ai ochii frumoși. Sunt convinsă că vocea și pe care o ai foarte este frumos. Extraordinar de frumoasă, dar și costumele voastre sunt impecabile de altfel. Mulțumim! Gabriel. Câți anișori ai, Gabriel? 13 ani. Mulți înainte. Și tu tot la școală te-ai cunoscut cu doamna Cornea? Da. Tot la școală și așa ați legat o prietenie? Sigur, Gabriel este și din zona noastră, din comuna Crăcăoani, de unde suntem și noi. Noi mai departe un pic, la 12 km în satul Mitocu Bălan, acolo unde este casa bunicilor, dar trecem foarte des pe lângă casa lui Gabriel și ne oprim, ne-am împrietenit cu părinții lui Gabriel. Atunci, în felul acesta, am legat o prietenie frumoasă și am zis să-l aduc la București. Ce frumos! Vedem și fotografii în această dimineață cu doamna Cornea și Ingrid. Vedem fotografii frumoase în alte costume. Aveți foarte multe costume. Da, așa este. Cel mai mult îndrăgesc tradiția neamului românesc. Și îmi plac foarte mult costumele naționale. Am o colecție întreagă. În fotografia care se derulează pe ecran, cămașa care o port este cămașa care a purtat-o mama mea și țin foarte mult la ea. Și, și pe care cu siguranță și Ingrid la un moment dat o va purta. Sigur, sigur că da. Oricum avem costume autentice. Cam câte să fie la număr, doamna Cornea? Nu știu, nu le-am numărat, dar avem multe, poate 10, să zic, complete, așa. Și Ingrid de asemenea. Noi, în general, ne asortăm pe scenă. Câteodată nu vrem să ne asortăm, dar de cele mai multe ori apărem așa în roșu amândouă. Pentru că tot vorbim despre nepoată și bunică, de-abia așteptăm să o ascultăm pe Ingrid,
bunica mea, minunea mea. Și iată cum vom lega. Împreună cu bunii cântă melodia. Este o melodie de muzică ușoară, pentru că asta este surpriza. Acolo voiam să ajung la surprize. Deocamdată avem doar o melodie proprie compusă de domnul Claudiu Bulete și special pentru noi, orchestrată tot de el. Ingrid face canto muzică ușoară de mai mult timp. Dar data trecută n-am dezvăluit secretul acesta. Acum, în schimb, am zis să venim cu surprize. Și iată cum la Andreea și Marin vin surprize. Surprize. Dar noi vă facem surprize, doamnelor și domnilor, chiar și invitații noștri. Și ne bucurăm tare mult să aflăm în această dimineață că Ingrid este un copil atât de talentat. Abia așteptăm să vă ascultăm, doamnelor, domnișoarelor. Vedem un videoclip extraordinar de frumos. Ingrid și Maria Cornea. Delicious.
Ingrid Cornea. Am ascultat My Number One a Elenei Paparizu în interpretarea lui Ingrid Cornea. Ingrid, ce profesor? Pe cine saluți tu în această dimineață? Cu cine lucrezi tu? Eu lucrez cu doamna mea de canto ușor, Alina Petrei, de la Asociația Viva Alegria și o salut pe această cale. O salutăm, o salutăm și noi. Și noi pe doamna profesor și am auzit că are foarte mulți copii extraordinar de talentați. Da, da. Vă așteptăm pe toți aici la Matinal și Populari, nu de alta, dar ne place să demonstrăm de fiecare dată că România are viitor. Și voi demonstrați același lucru în această dimineață, că duceți mai departe tradițiile și obiceiurile noastre și, bineînțeles, că fiind din tânăra generație, trebuie să mai cântăm și altceva. Așa este, draga mea, satul meu cu doruri multe ne cântă chiar acum Maria Cornea!
mărunțică și de peluș mărunțică, măi, măi. Sunt o fată, sunt o fată frumușică și de peluș mărunțică, măi, măi. Mor flocoii după mine și eu cred ca și mai bine. Nici nu sunt prea înalt tare, nu știu lor că e să pari. Să trăiesc cu drag din viață, lumii, tot cu zâmbetul.
Doamne, viață bună, chiar de-am trecut prin furtună. Nu ai vrut să mă vezi, mamă, Doamne, sau aud pruncul cum mă cheamă. Mi-ai dat un boboc de floare, un fecior galinare, rod din dragoste curată, Doamne, și mă sunt cea mai bogată. Mamă, sunt și-s bucuroasă, am și mi-am dorit în casă un fecior. Dumnezeu ți-a dat și ție, Doamne, a mea mare bucurie. Ți-a dat două flori în casă, o nevastă credincioasă. Acum ești copilitată, Doamne, mândru cu fecior și fată. Doamne, să trăim toți bucuroși, mă. Așa-i viața pe pământ, toți suntem o frunză în vânt, mă. Te nasprunci și apoi crești, Doamne, cât ai tot îmbătrânești, mă. Mă eram trei.
și frunza pifac. Și după ce i-o pica, mai cu foc noi vom cânta. Noi cântam din drag și dor, pe sufletul tuturor. Ca așa ne-o fost dar Iisus, sufletul cântic ne-am pus. Haideți oameni buni și voi, ca să petreceți cu noi. Noi vom cânta, noi cântăm din drag și dor, pe sufletul tuturor. Ca așa ne-a fost dar Iisus, sufletul cântec ne-a pus. Sunt din flori în grădinuță, bujorel și garofiță. Și după ce i-o pica, mai cu foc noi vom cânta. Noi cântăm din drag și dor, pe sufletul tuturor. Ca așa ne-a fost dar Iisus, sufletul cântec ne-am pus. Haideți să ne veselim, că doar o viață trăim. Să cântăm, să chiuim, ca frații cu toți să fim. Ia ca așa, uite așa. Doamnelor și domnilor, ce frumos ne-au cântat Ingrid și Gabriel. Vrem să vorbim și cu doamna Cornea, pentru că știm că urmează să vedem un videoclip în premieră în această dimineață la Matinal și Populari și vrem să ne povestiți un pic despre el. Sigur că da. Am în total 20 de melodii și de când am început colaborarea cu domnul compozitor, profesor și interpret de muzică populară, domnul Marius Dochița din Suceava. Îl salutăm pe Marius. Deci, pentru că dumnealui mi-a compus toate melodiile. Mi-am dorit această melodie, dar atât a fost de dorită încât s-a lăsat așteptată. O melodie închinată mamei mele, care nu mai este, este plecată în veșnicie din anul 2008 și pentru faptul că mi-este foarte dor de ea, i-am închinat această melodie și vreau să o cânt astăzi în premieră la dumneavoastră, pentru că de-abia alaltă ieri am încărcat-o pe YouTube. Și acum este cea mai frumoasă și mare bucurie pentru mine să o cânt aici pentru telespectatori și pentru oamenii din satul meu, satul Mitocu Bălan, comuna Crăcăuani, județul Neamț, care au cunoscut-o pe mama mea și care știu cât de mult mama îi iubea pe toți și... În felul cu acesta, siguranță emoțiile sunt mari, doamna Cornea, și mulți dintre telespectatorii noștri se vor regăsi în melodia dumneavoastră pe care o ascultăm, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Thank you.
părintesc și la mama mă gândesc. O fi inimă of, cum mă aștepta în sat, frumos era altă dat. O fi inimă of. Vino mama în visul meu, că mi-e dor de chipul tău, măi cu mult te-o iubit, la toți mamă te-ai gândit. O fi inimă of, ai fost om cu suflet mare, pentru mine alinare. O fi inimă of. Vino mamă în visul meu, a ta privire. O fi inimă of, o căsuță cum nu-i alta, unde ai stat cu lângă tata. O fi inimă of. Vino mamă în visul meu, că mi-e dor de chipul tău, mai cu Felicitări, doamna Maria Cornea, pentru acest videoclip foarte frumos la casa bunicilor. Foarte frumos și am văzut acolo și un tablou cu părinții dumneavoastră. Și vrem să le spunem telespectatorilor că există două albume deja pe piață pe care le pot găsi prietenii noștri la casa bunicilor. Exact așa se numește un album, Maria și Ingrid Cornea, doamnelor și domnilor. Și grupul Floare de Colț, dragi prieteni. Avem foarte multe melodii în aceste două albume pe care vă invităm și pe dumneavoastră să le căutați, să le achiziți și să vă bucurați de muzică bună, așa cum ne bucurăm și noi de toți invitații noștri care păstrează tradițiile. Iar doamna Maria Cornea de fiecare dată a demonstrat că iubește portul popular, iubește folclorul și dă un exemplu tinerei generații să facă același lucru, pentru că până la urma urmei dumneavoastră sunteți rădăcina de la care copiii se inspiră în ziua de astăzi. Așa.
așa este, pentru că și eu la rândul meu am primit această dragoste de neamul românesc, de tradiții, de la părinții mei. Bineînțeles că așa de bine s-au înrădăcinat în sufletul meu, încât acum vreau să le dăruiesc mai departe. Și bineînțeles că am început cu nepoțica mea, urmează nepoțelul meu Alexandru, care deja văd că începe să cânte la fluieraș, îndrăgește fluierașul. Și iubesc de asemenea pe toți copiii de la Școala Populară de Artă Carmen Seculare din Piatra Neamț și mă simt foarte bine alături de ei, întineresc, sunt, au o energie atât de bună, pozitivă și sunt atât de frumoși și deștepți și atât de mult îndrăgesc și ei cântecul popular, pentru că și doamna profesoară Georgiana Șerban Axinte își dedică toată dragostea și tot timpul și tot sufletul ca să insufle această dragoste copiilor. Și cât de importantă este această dragoste pentru muzica populară, doamnelor și domnilor, pentru tradițiile și rădăcinile, obiceiurile noastre. Până la urmă sunt identitatea noastră națională. Și este foarte frumos atunci când reușim să transmitem la generația tânără dragostea pentru port, pentru muzica populară, pentru tot ceea ce până la urmă ne înconjoară. Pentru casa bunicilor pe care doamna Maria Cornea a adus-o la un stadiu extraordinar și putem să le spunem telespectatorilor că s-au făcut foarte multe filmări la dumneavoastră, la casa bunicilor. Da, de când am început să cânt împreună cu nepoțica mea, bineînțeles că am promovat casa bunicilor și acolo au venit multe televiziuni, printre care și Etno TV a făcut filmări la noi, la casa bunicilor, și alte televiziuni. Și este foarte frumos. Apoi vin grupuri de elevi. Am avut acum un grup de elevi din Botoșani. 60 au fost la număr, împreună cu învățători, profesori, părinți. Păi așteptăm și în cadrul emisiunii noastre aici la Matinal și Popular, pentru că noi ne bucurăm ori de câte ori vedem tineri talentați. Tinerii talentați merită să fie promovați în emisiunile noastre aici la Etno, la Matinal și Popular, să spunem așa cu toată mândria că România are viitor. Dar până atunci vrem să-i bucurăm pe telespectatorii noștri fideli de acasă în această dimineață. Chiar acum urmează patru extrageri, doamnelor și domnilor. 11, 12, 13 și 14 octombrie. Și o să începem cu 11 octombrie, doamnelor și domnilor. Stați cu ochii pe noi pentru că de-abia așteptăm să dăm un plin de combustibil pentru patru câștigători. Avem patru plinuri de combustibil în acest moment. Draga mea, vreau să știu dacă începem chiar acum, nu-i mai ținem pe telespectatorii noștri în suspans. La 3, 2, 1, Doamne ajută! Ia să vedem, să vedem cine este fericitul câștigător sau fericita câștigătoare. 0722-515XXX. Dacă vă recunoașteți parte din numărul de telefon, răspundeți. Colegii noștri vă sună chiar acum. Este foarte important să răspundeți la telefon, pentru că altfel, dacă nu răspundeți, mergem la următorul și vom mai face o extragere. Facem în acest moment extragerea pentru data de 11 octombrie, pentru lunea trecută, chiar nu, mai în spate un pic. Vineri a fost, da. 11 octombrie, sună. Telefonul sună, asta este de bine și vrem să auzim un glas chiar acum. Poate Cristalin. Fi o doamnă, poate fi un domn. Ia să vedem cine este fericitul câștigător. Răspundeți la telefon, plin de nu lăsați să vă scape plinul de combustibil. Dacă nu răspundeți, să știți că trebuie să mai facem încă o dată această extragere. Conform regulamentului concursului nostru, în cazul în care nu răspundeți la telefon, suntem obligați să mai facem o extragere. Și se pare că nu ne răspunde la telefon domnul sau doamna. Ne-a răspuns? Nu ne răspunde. Sună abonatul în continuare numărul. Nu răspunde. Noi trebuie mai să așteptăm. Facem încă o extragere, doamnelor și domnilor. Ne pare tare rău pentru persoana respectivă. Mai facem încă o extragere. Ia să vedem. Vă rugăm să stați cu telefoanele lângă dumneavoastră. Este foarte important să răspundeți la telefon. 0725931XXX. Haideți, dacă vă recunoașteți numărul de telefon, extragem data de 11
18 octombrie în acest moment. Doamnelor și domnilor, dacă ați jucat la concursul nostru în data de 11 octombrie, cu siguranță puteți fi unul dintre câștigători. Colegii noștri fac imediat legătura. Sună, bravo, foarte bine sună, auzim și noi în acest moment. Hai să fie cu noroc, pentru că noi purtăm noroc în această săptămână roz. Am declarat săptămâna roz. Ia să vedem. Alo? Alo? Alo, bună dimineața de la Etno. Vă sunăm la Vinia Furtună și Mihalis Dumitrache. În această dimineață vă premiază cu un plin de combustibil. Mă uitam la dumneavoastră, chiar acolo mă uitam. Vă mulțumim. Cum vă numiți? Ilie Cristina mă numesc. Și de unde sunteți, doamna Ilie Cristina? Măgurele Brahova. Bravo! Dacă dăm un plin de combustibil la început de săptămână, așa, către Măgurele Prahova. Doamna, a fost greu? Nu a fost greu, nu? Nu a fost greu, în fiecare zi asta fac. Ia uite, foarte e pe bune concursul nostru. Da, e pe bune. Felicitări, doamnă, colegii noștri vă vor contacta. Și veți afla exact cum să intrați în posesia plinului de combustibil, benzină sau motorină. Motorină vreau. Motorină pentru Cristina în această dimineață. Așa, să fiți sănătoasă, doamnelor și domnilor. Să știți, un pic mai târziu o să vă contacteze colegii noștri și o să aflați exact cum intrați în posesia plinului de motorină. Vrem să spuneți la toată lumea că în această dimineață ați câștigat un plin de combustibil. Etno își premiază telespectatorii fideli și, într-adevăr, concursul nostru este pe bune. Nu cred că mai are cineva vreo îndoială. Hai să mergem la 12. Mergem mai departe. Să rămână, doamnă. Continuați să trimiteți mesaje la 0727-543210, cuvântul care se afișează pe micul ecran, numele dumneavoastră și localitatea. Mergem și facem extragerea, doamnelor și domnilor, 12 octombrie. Pentru data de 12 octombrie, pentru toți telespectatorii noștri. 0742227XXX, haideți să răspundeți la telefon. Colegii noștri în acest moment intră în legătură directă cu telespectatorul sau telespectatoarea noastră fidelă care a trimis mesajul cu cuvântul afișat în numele și localitatea. Și iată că în data de 12 octombrie au fost foarte mulți cei care au trimis mesaje. Sună telefonul. Sună telefonul, ridic receptorul și spun alo! Alo, bună dimineața! Bună ziua! De la Etno vă sunăm, suntem Mihali și Lavinia și ați câștigat un plin de combustibil în această dimineață frumoasă. Mulțumesc! Felicitări, cum vă numiți și de unde sunteți? Ioana Hoșda din Iași. Ce bucurie, cum este vremea la Iași! E plăcut frumos soare. Iată că soarele e de partea dumneavoastră și va aduce un plin de combustibil. Benzină sau motorină? Motorină pentru dumneavoastră. Doamnă, a fost greu, a fost ușor să concurați la acest concurs? Nu, chiar foarte ușor. Și îndemnați pe toți să facă acest lucru. Și îndemnați pe toți să participe la concursul nostru, un plin pe zi. Da. E prima dată când știi ceva. Așa. Un pic mai târziu, colegii noștri o să vă contacteze și o să aflați exact cum intrați în posesia plinului de motorină de această dată. Colegii noștri, chiar când terminăm noi emisiunea, poate un pic mai încolo, o să vă sune și o să vă dea toate detaliile. Felicitări! Noi mergem mai departe și extragem chiar acum câștigătorul din data de 13 octombrie. Merge. Ia să vedem cine este fericitul câștigător. 0744406XXX. Ia să vedem dacă telespectatorul nostru fidel este în acest moment cu telefonul lângă. Ar fi păcat să nu fie cu telefonul. Ar fi păcat lângă. Că deja ai văzut primul telespectator, n-a răspuns. Premii, doamnelor și domnilor, Etno este singura televiziune care vă premiază pentru fidelitate. Este foarte simplu, în fiecare zi se afișează câte un cuvânt pe micul ecran. Dumneavoastră trebuie să trimiteți un SMS cu cuvântul. Acel cuvânt, numele dumneavoastră și localitatea. Bravo. La 0727 543210, telefon cu tarif normal. Sună!
Sună telefonul! Răspundeți la telefon! Răspundeți la telefon! Acum trebuie să răspundeți! Spuneți alo! 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 Bună dimineața! Dimineața. De la Etno vă sunăm, Lavinia și Mihalis de la Matinal și Populari. Vă dăruim un plin de combustibil. Cum vă numiți? Mulțumesc, Maria mă numesc, din Galați. Doamna Maria din Galați. Doamna Maria și mai cum? Burghelea. Doamna Maria Burghelea din Galați, ne bucurăm tare mult în această dimineață să vă aducem un plin de combustibil. Pentru că sunteți telespectatorul nostru fidel. Doamna Maria, mulțumesc, benzină sau motorină? Mă gândeam astăzi dimineață la dumneavoastră, mulțumesc. Benzină sau motorină, ce aveți de voie? Motorină să fie pentru prietena noastră Maria din Galați. Doamna Maria, o să fiți contactată un pic mai târziu de colegii noștri să vă explice cum intrați în posesia plinului de motorină. Doamnelor și domnilor, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem cu concursul pentru că avem oameni pe care vrem să-i dăm pe spate. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, nu vă mai ținem în suspans, mai avem de făcut încă o extragere pentru toți telespectatorii noștri fideli care în data de 14 octombrie au trimis SMS la 0727543210. Am ajuns și la lunea trecută, am draga ajuns, mea. Am ajuns, ajunserăm chiar acum, nu vă mai ținem în suspans pentru că timpul trece. 3, 2, 1, merge! Ia să vedem, să vedem cine este fericitul câștigător sau fericită câștigătoare care în data de 14 octombrie a trimis SMS 0739722XXX. Doamnelor și domnilor, acesta este numărul de telefon. Dacă v-ați recunoscut numărul de telefon, dreapta, dați-vă în dreapta, dați-vă în stânga, priviți acum numărul perfect. Ți se vede un pic din vizița roz, pentru că suntem în săptămâna roz. Hai să răspundem la telefon. Noroc și bucurie tuturor. Abia așteptăm să vedem și noi cine este în spatele fierului de telefon. Sperăm să răspundă. Și ce are nevoie? Benzină, motorină? Ia să vedem ce le mai dăm prietenilor noștri. Sună? S-a făcut... Sună. Dacă sună, noi suntem foarte fericiți. Am fi și mai fericiți dacă dumneavoastră veți răspunde la telefon. Ia să vedem, să vedem. Alo? Nu. Sună încă numărul de telefon. Haideți, răspundeți la telefon. Haideți la telefon cu noi. Haideți, răspundeți acum, răspundeți. Nu vrem să dăm altcuiva premiu. Dumneavoastră îl câștigați. Este cred că domnul, doamna aleargă prin casă după conform telefon. Conform regulamentului concursului, este foarte important să răspundeți la telefon. Încă o dată vă reamintim, dacă vă sunăm și nu răspundeți la telefon, suntem obligați să mai facem încă o extragere. 1, 2, 3 și merge în acest moment. Așa merge. Ai apăsat, merge. Haideți să vedem. Amen. 0737393XXX. Haideți, poate următorul nostru prieten este cu numărul de telefon, este cu telefonul în mână și așteaptă apelul nostru. Colegii noștri sună în regie, doamnelor și domnilor. Haideți să vedem ce se întâmplă. Reușim să intrăm în legătură directă? Reușim. Așa, reușim, draga mea Lavinia, să sperăm intrăm. Să reușim, este să foarte simplu. În legătură directă cu dumneavoastră. Important este să răspundeți la telefon. Răspundeți la telefon. Sună, sună. Sunați. Aud avem și noi un regulament al concursului nostru pe care trebuie să îl respectăm, bineînțeles, și noi și dumneavoastră. Important este că telefonul sună. Sună. Alo, bună dimineața. Sună. Alo, vă rugăm să... Alo, bună dimineața. Alo, bună dimineața, doamnă. Noi. De la Etno suntem Lavinia și Mihalis de la Matinal și Populari. În această dimineață vă premiază cu un plin de combustibil. Cum vă numiți, doamnă? Nu cred. Doar credeți? Da, să credeți. Noi suntem. Deci, mulțumesc pentru numele dumneavoastră este Nu cred, doamna Nu cred. Nu. Cum vă numiți? Este doamna Nu cred. Numele meu este Kudsieh. Așa. Nu.
Deci Q-U-D-S-I-E. Știți că ne-ați dat acum, ne-ați dat ca la lecție. Ne-ați dat doi cu felicitări. Toate literele alea grele din alfabet au fost acolo, numele. Așa? Și numele mic... Nu credem așa ceva. Rămânem. Doamna a răspuns la telefon, dar probabil că vor reface colegii mei, vor reface legătura telefonică. Doamna chiar Q. Acum, doamna nu Q. Nu cred. Eu ți-am zis toate literele doamna, alea grele din alfabet erau puse în numele de familie. Doamne, numele de familie sau prenumele. Ia să vedem. Chiar acum. Doamna, răspundeți la telefon. Doamna, răspundeți. E plinul dumneavoastră. Doamna, nu cred. Doamna nu Q și n-am mai reținut mai departe că ce să vedeți. Acum avem doamne, și ne auzim? Avem și noi emoții, ia da, să vedem. Ah, slavă Domnului! Cum spuneați că vă numiți, doamnă? Dați-ne numele mic! Florica. Doamna, e perfect. Doamna Florica, ne oprim aici, este suficient. Sunteți fericită câștigătoare. De unde sunteți? A unui plin de combustibil. București. Din București. Ce dorim, benzină sau motorină? Doamna, nu cred, Q, Florica. Motorină. Motorină pentru dumneavoastră. Doamna Florica, ne bucurăm tare mult că ați participat la concursul nostru și noi vă iubim și ne bucurăm tare mult. Colegii noștri vor lua legătura cu dumneavoastră pentru a vă explica toate detaliile despre cum puteți intra în posesia premiului pe care astăzi l-ați. Și toate doamnele vor flori, toate fetele vor flori, iar Gabriel Justin Moga vă cântă chiar acum pentru toate fetele! Deși atunci când era fără.
Cum se vede drumul în mare,
ce doamne știi alte dani, măi. La cântat și drogilor, cânti și din cac și dor. Cântați muzica, sârba noastră din la neamț, când ne-au învățat bătrânii de sat. Și-am visit niște, asta-i sârba, sârba mea, hai ca la român, jucați-mi buni. Asta sârba tăți o știm, ce cu dragă o învârtim. Sună codri, sună văi, chiui, izvedi flăcăi. Cântați muzica, sârba noastră de la neamț, cum ne-au învățat bătrânii de sat. Joc din siniștea, asta-i sârba, sârba mea, hai ca la român, jucați-mi buni. Juca sârba pe chișor, tot o fată și-o fișor, până să schișorul jos, că așa n-am joc frumos. Unde cântă jocul, îi trizdă. Și când cu badea după dobă și vioară. Cântați muzica, sârba noastră de la neamț, cum ne-au învățat bătrânii de sat. Joc din siniștea, asta-i sârba, sârba mea, hai ca la român, jucați-mi buni. Cântați muzica, sârba noastră de la neamț, cum ne-au învățat bătrânii de sat. Joc din siniștea, asta-i sârba, sârba mea, hai ca la român, jucați-mi buni. Sârba mea din la neamț, veniți-mi buni jucați, cu veselie și drag. Ce-o cu după mine drag, îi sărbă cu dor mult. Cu tot neamul am încăr, cu ei joc și cânt mai. Bravo! Ștefania Stolnicu, doamnelor și domnilor. Cred că este o gospodină desăvârșită, Ștefania, nu de alta, dar am văzut acolo în spate un platou cu prăjiturele. Oare să fie făcut de tine, Ștefania? Platoul de prăjituri este făcut de mama mea. O pupăm, cum se numește mama, pentru că este aici în platou și vrem să o salutăm și pe ea. Mariana.
Doamna Mariana, mulțumim, mulțumim tare frumos. Mult. Mulțumim frumos. Ne bucurăm de cunoștință, ne bucurăm că în această dimineață un pic, ați venit la Matinal și Populari să mulțumim ne îndulciți și mult. Pe noi. Mama face prăjituri des acasă, vă arată senzațional, Doamne. Și sunt din acelea de casă, doamnelor și domnilor, ceea ce probabil noi nu prea mai găsim mai jos, îmi spun colegii, încerc să le și întorc așa să... Să ia fie vezi. Vizibile. Ia vezi cum ia le vezi. Vedeți? Ah, mă uit aici. Perfect. Stai așa, m-am dus. După aia unde m-am prins. Unde pleci cu ele? Păi unde plec? Pleci le iau acasă. Doamna Mariana, nu vreți să știți cum miros aceste prăjituri. De-abia așteptăm, abia să, așteptăm le și gustăm. Să le gustăm. Da. Da. E bine așa? Mulțumesc, mulțumesc. Îți mulțumim. O moștenești și tu pe mama când vine vorba de gătit și de făcut prăjituri? Sigur că da, sunt ajutorul ei, da, sigur că da. Îi dau idei noi. Ce prăjituri avem aici făcute după ideile tale noi? Eu mai mult la torturi ajut, pentru că ea face și torturi, face și plăcinte, face și cornuri, auzi, face de toate. Care este Facebook-ul mamei? Mariana și mai cum? Stolnicu, Adriana și Vasilica. Are așa, așa sunt. Da, deci vă rugăm frumos, Mariana Stolnicu, unde, prin Roman, pe unde o găsim? La... județul Neamțiliștea, comuna Români. A, perfect, așa că ați auzit pe unde o găsiți pe doamna Mariana Stolnicu. Dacă face și torturi, de ce nu să ne tortureze cu dulce și pe noi, pentru că ne plac dulciurile. Îți mulțumim tare mult. Draga mea, Lavinia, mergem mai departe, pentru că doamna Maria Cornea ne-a pregătit o melodie extraordinară. Ordinar de frumoasă, pe care vrem să o ascultăm chiar acum. Thank you.
băiatul mare, a mamii raz de soare lumii. M-am luat cu cântecul să ne astâmpăr sufletul. Doamne, Tu ne dai pe lume să ducem răle și bune, Doamne. Tu ne ajuți, ne dai putere. Doamnelor, domnilor, am început săptămâna împreună cu oameni minunați pe care abia așteptăm să îi revedem. Vrem să vă mulțumim tuturor pentru fidelitate, le mulțumim prietenilor care în fiecare zi ne scriu pe Facebook-ul nostru și pe Instagram Matinal și Populari. Le mulțumim și sponsorilor noștri, Zonia România pentru ținuta mea de astăzi și Homes.ro pentru superbele canapeluțe. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ani, ne revedem și mâine dimineață de la orele 8:30 aici la Matinal și Populari. Pe final ne cântă Ingrid și Maria Cornea.